Exact cum am spus la început, sărbătorim multe astăzi. Dar am considerat, împreună cu Consiliul Local, că mai trebuie să sărbătorim ceva. Trebuie să sărbătorim oameni de valoare din comună. Astăzi am ales împreună cu Consiliul Local să sărbătorim un om. Un om care nu l-am lăsat întâmplător ultimul. Și am să vă rog, domnule învățător, să-mi permiteți prima dată să-mi spun eu cuvintele și după care dumneavoastră. Domnule învățător, domnule director, permiteți-mi să vă adresez câteva cuvinte în calitate de fiica satului, eleva dumneavoastră și ca reprezentant acum și ca reprezentant al primăriei. Acum, la final de carieră didactică, se spune că în viață există anumite momente, sau puține, care își pun amprenta asupra dezvoltării fiecăruia dintre noi. Cu cea mai mare admirație și sinceritate pot spune că dumneavoastră vă numărați printre persoanele care au contribuit la pregătirea unei întregi comunități, prin educația oferită copiilor și prin plincarea în viața culturală a poenarilor. În perioada anilor 91, poenile Izei aveau un ansamblu. Un ansamblu de renume care purta numele de ansamblul Măgura, care se afla sub aripa omului de cultură, director de cultură, domnul Nan Mihai. Domnule învățător, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru comuna noastră, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru poenarii noștri, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru comuna Poenile Izei. Să știți că atunci când veți trece lângă școală, puteți spune așa, aici am scris istorie. Aici am scris istorie pentru copii, pentru generații de generații, pentru folclor, pentru tradiție. Nu știu să vă spun sentimentele mele care le-am acum, când vă vorbesc în calitate de primar, dar eu aș vrea să vă vorbesc în calitate de elevă. Mă simt mândră că am fost eleva dumneavoastră. Noi poenarii ne simțim mândri că ați muncit în folosul comunității 46 de ani. O viață de om, o viață de om v-ați dedicat trup și suflet pentru folclor, o viață de om v-ați dedicat trup și suflet pentru școală și pentru comunitate. Am amintit de ansamblu Măgura. Nu au fost vremurile de acum. Nu aveam mașini, nu aveam căldură în cămin. Domnul învățător, împreună cu cetierașul Ion de la Cruce, și-au făcut tot timpul să stea acolo, să învețe poenarii a juca. Jocul nu ne naștem cu el, îl învățăm, îl moștenim, ceea ce au făcut și poenarii. Permiteți-mi ca în numele Consiliului Local și al primăriei Poenile Izei să vă oferim distinția de cetățean de onoare al comunei Poenile Izei pentru toată implicarea care ați avut-o, pentru tot ce veți face și de acum înainte, și suntem siguri că orice comună și-ar dori un asemenea om de cultură, de educație în comuna sa. Vă mulțumesc, domnule învățător, mă înclin în fața dumneavoastră pentru tot ce ați făcut și vreau să primiți din partea Consiliului Local și a Primăriei Poenile Izei cea mai înaltă distinție care o putem da noi, cetățean de onoare al comunei Poenile Izei, Nan Mihai, pentru merite excepționale în educația școlară și implicarea în viața culturală a comunității. Vă mulțumim, domnule învățător! Dragii mei consăteni și poenari ai noștri, stimată doamnă primar, preacucernice părinte și dragi invitați, rar mi-a fost dat în viață să trăiesc un astfel de moment. Am crezut că sunt un om foarte rezistent, dar constat că la asemenea provocări este greu de rezistat. Emoțional vorbesc. Mă bucur din suflet că, într-adevăr, e un final de carieră a unui om care și-a dedicat întreaga viață învățăturii și culturii pe cât a fost posibil. Ce minune mai mare să vezi ca un fost elev de-al tău să-ți recunoască niște merite împreună cu consătenii, sigurat cu consătenii. Eu nu-s doritor de mărire,
nici nu-mi doresc titluri, dar o apreciere a unei munci sigur că mi-a făcut bine și m-a încurajat să rămân puternic și în continuare. Și dumneavoastră o să apreciați, dacă e mult sau puțin, 46 de ani de muncă la clasă, 42 nevasta, soția cu care am colaborat în aceeași activitate, 15 ani de director al școlii, nu vreau să vorbesc despre ea, se vede școala, și numai puțin de 38 de ani de director de cămin, din care o mare parte am funcționat fără salar, cam jumătate de an, din plăcere. Și atunci, ce să fac? Încep să mulțumesc. Cui? Prima dată mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a îngăduit să mă aflu azi aici și să-mi finalizez o carieră. În al doilea rând, mulțumesc familiei care, indiferent de moment, a fost alături de mine. În al treilea rând, vă mulțumesc dumneavoastră poenarilor și privesc tinerii de acolo care au lucrat alături de rapsozii noștri apreciați Florentina și Petre Giurgi și constat că ei sunt nepoții dansatorilor care câțiva mi sunt fața mea de la nici nu se pot numi, începând de la Dumitru Corator, lui Grigore, Babi sau să le zic eu pe nume, Boca și alții. Gândete, acum joacă nepoții. Încă de pe atunci lucram cu acești oameni. N-aș putea să zic când am început se numea formația Căminului Cultural din Poenile Izei. Ni s-a cerut peste ani să-i dăm un nume și am crezut că ar fi extraordinar să-i atribuim numele de Măgura, acest deal de protecție pentru noi. Și a fost frumos, într-adevăr, era și alte momente. Și n-am să uit și nu pot să nu mulțumesc foste elevă a mea, primar, actualmente, care și-a adus aminte și că au considerat că trebuie să răsplătească munca cuiva printr-o atenție. Nu era aceste lucruri frumoase dacă nu erați dumneavoastră, poenari. Nu eram eu directorul de cămin acela care să luăm locurile întâi și doi la festivalul nunților, începând cu promoția lui Pătru de la Cruce, a lui Găborel, a lui Iosub, a lui Pătru Lușcotoi, a lui X, a lui... Nici nu pot să-i numesc. Acasă, înainte de acest cuvânt, am încercat să fac câteva o listucă. Păi am luat casele de din jos de sat, păi toți au fost în dansuri la Poenile Izei. Care a fost țelul? Mi-a plăcut muzica, mi-a plăcut mie voia bună, eu n-am fost coregraf, dar calitățile muzicale m-au ajutat să punem în scenă nunta, să punem în scenă Cusutul Steagului, să luăm cu nunta locul întâi pe zonă și apoi să utilizăm dansul care l-am avut și portul. E o rară frumusețe să vezi astfel de tineri îmbrăcați, dar mă aduc aminte cum câteodată le luam împrumut atunci la început, că n-aveam, umblam pe sate să culegem ținută la standard, că pe o scenă nu urcai. Munca a fost dificilă și la clasă, toată viața te ai grijă de copiii acestei localități și la cămin. Ore în șir, în frig, iarna, vara, indiferent, muzicieni, începând cu Ion de la Cruce și cu toți ceilalți, Turșu, Bârsău, au fost prezenți, a rămas scoasa pe câmp și au participat la ce? La dans popular, la cultură, am avut soliste de muzică populară, nu trebuie să le numesc eu. Deci iată că în Poieni zice că s-a dus la nuntă poenarii undeva și rămân oamenii mirați de dansul lor. Merită să fie așa. Și acest lucru mă bucur că n-am purtat eu picioarele la toți poenarii. Am învățat câțiva și apoi s-a învățat unul de la celălalt și iată ce frumoși sunteți de tot de frumoși. Și să purtați aceste haine și să vi le faceți în continuare.
Sigur am avut legături, am fost la spectacole în toată țara. Rapsozii noștri, Florentina și Petre George, am fost cu ei în multe locuri. Și mă bucur că s-au mândrit cu un ansamblu de amatori și ne-au invitat la multe locuri, dar și ei sunt ai noștri și ni-s dragi la fel ca poenarii. În Horia Poenarilor este adevărat. Vă mulțumesc, dragi poenari, că ați muncit și dumneavoastră pentru frumosul acestei localități. Eu sunt foarte fericit că m-am născut și sunt poenar. Îți mulțumim de ce am făcut până acum și mulțumesc celor care s-au gândit să mă aprecieze, dar această apreciere care mi s-a dăruit vă dedic și dumneavoastră tuturor acelor care ați muncit alături de mine. Vă felicit și vă doresc în continuare numai bine. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase. După cum bine știm, soții Nan, atât domnul învățător cât și doamna Maria Eugenia, se pensionează pe data de 31 august. Noi, doamna Maria, nu a vrut să urce pe scenă, dar ne-am gândit că merită măcar o diplomă de merit pentru întreaga sa activitate în educația preșcolarilor din comuna Poienile Izei, că i-au trecut multe generații prin mâini ca să îi educe de mici până ce au plecat pe băncile școlii. Doamna Ana Maria Eugenia, am rugămintea să veniți să vă luați diploma de merit și un buchet de flori din partea primăriei Poienile Izei. Dacă doriți să spuneți și câteva cuvinte, noi vă așteptăm. Nu spun câteva cuvinte. Mulțumesc poenarilor că m-au făcut de-a lor, m-au făcut poenancă, m-au adoptat. Vă mulțumesc, dragi colegi. Dragi poenari, vom începe a doua ediție a Horii Poenarilor cu joc și voie bună. Exact așa cum v-am spus, am vrut să fie o Horă a Poenarilor. Iar eu am considerat că festivalul nu poate să-l deschidă nimeni altcineva decât cetierașii satului. Ion de la Cruce, Turșu și Brsău. Am rugămintea să urce pe scenă pentru ca să ne zică fiecare câte un cântec, iar dacă domnul învățător, cetățeanul de onoare al nostru, ne spunea cum juca cu ansamblu Măgura, care nu i-am putut identifica, să încingă hora așa cum o făcea pe vremuri, la festivaluri, la datin și obiceiuri, pe unde a fost el, cu toți cei care știți că ați făcut parte din ansamblu Măgura. Vă rog frumos, domnilor cetățeni, să veniți. Domnul Ion de la Cruce, ansamblu fără muzică nu există. Așa am auzit și eu și așa se și vede. Știm că dumneavoastră ați fost unul dintre oamenii care ați fost alături de acei oameni când ne reprezentau zi de zi. V-ați lăsat fânul, v-ați lăsat coasa, v-ați lăsat familia și ați mers acolo unde ați fost invitat. La fel și Ion a fost parte din ansamblu, vreau să vă mulțumim. Iar Primăria Poienile Izei vă amână diploma pentru implicarea în viața culturală a comunității și un buchet de flori pentru a vă mulțumi că ați avut timp să ne cântați. Când am avut un joc, când am avut o hoare, dumneavoastră ați fost prezent cu ceilalți cetierași ai satului. Vă mulțumim!